Mulțumesc, Roxana, și au început deja negocierile pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale și am aflat câteva alianțe negociate de marile partide. Surse politice ne-au dezvăluit că Marcel Ciolacu a reușit deja să își atragă primul aliat, este vorba despre Kelemen Hunor, iar în tabăra partidelor de dreapta este mare bătălie pentru PMP. Marina Cioacă ne dă mai multe informații. Marina, bun găsit! Bine te-am găsit, Flaviana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Deja partidele mari, PNL și PSD, își fac strategia pentru turul al doilea, pentru că cel puțin Partidul Social Democrat este hotărât, iată, să intre în turul al doilea și sondajele arată că Marcel Ciolacu este primul în preferințele românilor, așadar încearcă primul ministru al României să își atragă și aliați. Surse politice ne-au dezvăluit că Marcel Ciolacu a reușit deja să convingă un partid să îl susțină în turul al doilea, este vorba despre UDMR, după ce spun surse politice, Marcel Ciolacu a avut mai multe discuții cu Kelemen Hunor, cu care are o relație foarte apropiată, se întâlnesc destul de des la guvern. În schimb, Marcel Ciolacu ar urma să atragă UDMR la guvernare în cazul în care reușește Partidul Social Democrat să câștige atât parlamentarele, dar și prezidențialele și Marcel Ciolacu să ajungă președinte. De cealaltă parte, sunt negocieri și în tabăra de dreapta, pentru că acolo este o mare bătaie pe PMP. Asta pentru că cei din PNL și-ar dori o alianță de dreapta, vedem, nu mai vor să negocieze cu cei din USR, au negociat cu Reper și negociază și UPMP în încercarea de a atrage sprijinul acestora pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale în cazul în care Nicolae Ciucă va ajunge în turul al doilea, pentru că și sondajele liberalilor îl arată pe Nicolae Ciucă că ar putea să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Și USR-ul, în schimb, și-a olosul negocieri, pentru că Elena Lasconi și-ar dori și ea o alianță cu PMP, dar rămâne de văzut care va fi strategia acestui partid.